Îl am aici pe Ștefan, unul dintre poveștile de succes ai programului Burta Jos. Țin să te felicit, Ștefan, pentru progres și pentru persoana care ai devenit și mersi că mă ajuți cu acest testimonial despre experiența ta. Salutare la toată lumea, îmi pare bine că am urmat programul tău, îmi pare bine că te-am cunoscut și chiar am rămas o perioadă, am rămas fără cuvinte de când am început programul. De neașteptat, sincer. Înainte de toate, spunem, Ștefan, tu în aceste 12 săptămâni de colaborare, ce rezultate ai obținut? Mai întâi vreau să mă mândresc cu faptul că am 15 centimetri în talie, în minus, bineînțeles, la care nu mă așteptam, și 13 kg în greutate. Și bineînțeles și alte părți ale corpului unde au fost peste 10 centimetri diferențe. Umeri, piept, chiar niște diferențe la care chiar nu mă așteptam. La haine, cum se simt aceste minus Da, 15 nu. centimetri? Am haine care pot zic că sunt lărguțe pentru mine. Și nu au fost achiziționate cu mult timp înainte de să încep programul. În afară de aspectul fizic, ce alte schimbări ai mai văzut în viața ta? Activitățile de zi cu zi, mersul, urcatul scărilor, coborâtul, urcatul din mașină s-a schimbat, adică e altă energie. Nu mai vorbesc de energia de zi cu zi, chestii pe care oarecum le întârziam să le fac ori următoarea zi, ori peste câteva ore. Era atunci, în momentul ăla, aveam destulă energie, deși veneam după un program încărcat de la muncă, aveam destulă energie să le duc până la capăt, să le fac complet, 100%. În timp ce ai slăbit, ai căpătat și mai multă energie, da? Da. Noi când am discutat la apelul de descoperire, mi-ai spus că ai mai avut alte abordări în trecut sau altă abordare în trecut. Ce a fost diferit la acel program față de ce s-a întâmplat aici, în programul Burta Jos? În mod special au fost nutriționiști, oarecum erau mult mai restrictive rețetele. Programul alimentar era mult mai restrictiv și atunci nu aveam atâta libertate și mă limitam în același timp. Aici am avut altă libertate. Ne-a ajutat foarte mult și faptul că dacă nu am fost acasă să preparăm sau să mâncăm ce am preparat, când am ieșit afară, în oraș sau la restaurant, am avut libertatea asta să putem să mâncăm liniștiți, fără să avem remușcări. Oarecum aveam și noi chestia asta înainte, dar nu mai eram chiar așa de atenți la combinații. Combinația de mâncarea, ce fel de carne, cu ce o să mâncăm și așa mai departe. E total diferit și a ușurat foarte mult viața de zi cu zi. Nu ne-am mai gândit cu ideea că gata, termina programul, poți mănânc o înghețată sau poți mănânc orice am eu chef. Având libertatea de a ști cum să combini produsele, a fost mult mai ușor pentru noi, după ce am primit, bineînțeles, educația aceasta. Timpul de preparare, cum ți s-a părut pe o săptămână întreagă ca să pregătești mesele? 3-4 ore pe săptămână și cred că zic 4 ore mult. Asta în condițiile în care ai făcut toate mesele acasă, dar ai zis că ai mai mâncat și în oraș. Da. Bineînțeles, bineînțeles. Dar nu pot să zic că au fost astea 12 săptămâni, au fost, să zicem, 12 ieșiri în oraș. Au fost mai limitate ieșirile, nu au fost extraordinar de multe. Dar, cum am zis, am avut ce să aleg și nu a fost cu reține alegerea pe care o făceam. Și având în vedere, Ștefan, că ai mai avut o abordare în trecut care s-a soldat cumva cu un eșec pentru că ai simțit că nu poți să faci asta toată viața ta, ce te-a făcut să te alături programului Burta Jos? Ce te-a determinat să iei legătura cu mine? Am luat legătura cu tine și prin ajutorul soției. Ea a vrut să înceapă programul și m-a convins arătându-mi prezentările tale. Mi-a arătat foarte multe prezentări ale tale și foarte multe testimoniale, unde am văzut că oamenii aveau, adică se vedea pe fața lor că aveau răspuns pozitiv, bineînțeles. Și atunci am zis să încercăm, în primul rând am vrut să încercăm amândoi pentru că trebuia amândoi să primim aceeași educație și să ne autoeducăm unul pe celălalt pentru a putea ajunge la rezultatele pe care le-am avut. Crezi că a ajutat faptul că ați început amândoi și v-ați responsabilizat Da, încet? a ajutat extraordinar de mult pentru că am putut amândoi, prin programul de muncă, să avem grijă unul de celălalt. Și atunci a contat foarte mult și am învățat amândoi să revenim la vechile obiceiuri de a prepara împreună și a ne face amândoi mâncarea, ori unul pentru celălalt, ori pentru amândoi. Asta a contat foarte mult. Susținerea reciprocă, da? Da. Și amândoi văzând rezultate la fiecare 2 săptămâni, văzând că există o diferență și e din ce în ce mai mare, ne-a ajutat foarte mult, mai ales psihic, extraordinar de mult ne-a ajutat. Progresul v-a motivat să continuați, da? Extraordinar de mult, da. Extraordinar de mult. Și susținerea ta pentru că am avut conversații care ne-au ajutat din mai multe puncte de vedere, ne-au ajutat mult și chiar a contat. Nu a fost stresant, Ștefan, să aveți pe cineva care să tot vă verifice și să vă evalueze? Eu nu am considerat chestia asta pentru că am avut nevoie de cineva
care să-mi ofere susținere și să-mi ofere și în același timp o îndrumare către un rezultat, indiferent care ar fi fost ăla. Că erau 5 kg sau că erau 20 de kilograme, era nevoie să ne arate drum. Dacă am învățat drumul, de acolo știi încotro să te îndrepți și ți-e mult mai ușor. Și ce ți-a plăcut cel mai mult în acest program, Ștefan? Mi-a plăcut foarte mult rezultatele pe care le-am avut. Foarte mult. Rețetele au fost pe măsură, chestii la care nu mă așteptam să le fac, adică să le mănânc într-un program ca al tău, nu mă așteptam să existe pancakes, nu mă așteptam să fie atât de mult brownie și untură. Deci la untură nu m-am gândit, 5 secunde nu m-am gândit. Ce mai îmi spuneau alte persoane care trăiesc în zona rurală, că untura a rămas o chestie de bază care a ajutat și ajută, nu mă așteptam pentru noi orășenii să fie chiar atât de important. Chiar nu mă așteptam. A schimbat gustul mâncării și au fost niște rezultate care nu te așteptai de la produsul respectiv. Grăsimea de porc. Care a fost deci, rețetele tale preferate? Salata aceea cu ouă, ouăle acelea fierte. Sunt nebunit după ouă, cheesecake-ul nu mai vorbim, brownie, pizza, lasagna, ficăței și simplitatea de a le face. Aia a fost chestia. Adică nu m-am gândit că 3-4 ore pe săptămână să stau să prepar pentru 6 zile de mâncat și să fac și 3 feluri de mâncare pe zi. Tu, acum că ai terminat programul, ai finalizat programul și ai văzut ce trebuie să faci ca să slăbești, ce ai de spus pentru persoanele care nu reușesc să slăbească singuri? Puțin mai multă credere în tine, pentru că atâta timp cât primești ajutor, trebuie să vină și puțin de la tine ajutor. Încrederea aceea care se ascunde undeva acolo în tine, dar trebuie să îi dai puțin drumul ca să poți să mergi mai departe, că e ușor, e atât de ușor, dar e chestia de sclipirea aceea și ți-am zis, având suportul tău, conversațiile pe care le-am avut, m-au ajutat și astea, m-au ajutat să merg înainte. Având și un rezultat, atunci încrederea în sine crește din ce în ce mai mult și ajută foarte mult. Deci îți crește încrederea în sine că, uite, pot să fac asta, da? Da, exact, poți să faci asta. Nu e numai vorba de faptul că poți să te duci și la sală, dar e vorba că atâta timp cât ai și rezultate și mănânci și bine, adică sațios, dar și are gust mâncarea, ajută mult și ne-ai ajutat și tu. Îți mulțumim pe calea asta, îți mulțumim foarte mult că niște rezultate în 12 săptămâni care, pot să zic că la început, neavând încrederea, eram puțin sceptic, dar s-a schimbat total și de la persoanele din jur și de la colegi, de la familie, chiar au fost cuvinte de laudă. Te ajută. Atâta timp cât pleacă și de la tine încrederea, crește încrederea în sine, e cel mai important. Însă te felicit, să vă felicit pentru progresul pe care l-ați obținut și pentru persoana care ați devenit și mult succes în continuare. Să fie și ție la fel și îți mulțumim extraordinar de mult de timpul acordat în primul rând. Cu cel mai mare drag.